Dragii mei, am vorbit de dimineață despre Avram, omul credinței, și am văzut că Dumnezeu nu lucrează cu oameni perfecți, pentru că niciun om care se naște pe pământ nu este perfect. Dumnezeu lucrează cu slăbiciunile noastre, lucrează cu minusurile noastre, și de aia ne spune Scriptura că suntem și avem această comoară, niște vase de lut, adică lutul se sparge. Dar și prin crăpăturile alea poate străluci slava și gloria lui Dumnezeu. Și am învățat de la Avram, omul credinței, să nu oprim lucrurile la jumătate, ci să mergem până la capăt. Ce am mai învățat de la Avram, omul credinței? Să lăsăm pe Lot, să lăsăm tiparele vechi, să lăsăm lucrurile firești, pentru că Lot era omul oportunităților, omul firesc, firescul din noi, da? Am învățat de la Avram astăzi să nu ne grăbim să naștem Ismael, pentru că deciziile noastre, tot ceea ce facem, naște ceva. Și după aceea e posibil să regretăm, să așteptăm timpul lui Dumnezeu, să mergem la pas cu Dumnezeu. Și am mai învățat de la Avram încă ceva. Să nu ne mai coborâm niciodată în casa robiei, în Egipt, la păcat. Ați prins lucrul ăsta? Pentru că Dumnezeu are planuri bune pentru noi. După masa asta, mesajul cred că mi l-a pus Dumnezeu pe inimă, pentru că altfel n-aș fi la microfonul ăsta. Biblia spune în Ioan capitolul 10 cu 10, așa. Eu sunt ușa, 10 cu 9, eu sunt ușa, dacă intre cineva prin mine va fi mântuit, va intra și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Iată definiția diavolului care o dă Domnul Iisus Hristos. Niciodată diavolul nu mi-a făcut bine. L-am cunoscut în trecutul meu și au cunoscut și oameni care l-au cunoscut și toți care au dat mâna cu el, mai devreme sau mai târziu, au murit, au fost jungheați, au fost nimiciți, au fost distruși. Pentru că cel rău nu are viață pentru noi, are doar distrugere în minte. El e vrășmașul lui Dumnezeu și vrășmașul umanității. Însă păstorul cel bun are viață din abundență. Îmi place versetul ăsta și vreau să-l citesc. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru voi. Și atunci vreau să întreb dacă asta este voia lui Dumnezeu absolută pentru noi. Să avem viață din belșug. De ce totuși cunoaștem atât de mulți oameni în depresie, pe tratamente psihiatrice, bolnavi, nu se vindecă, oameni care s-au rugat ani de zile și nimic nu se întâmplă în viața lor, oameni care au un zid pur și simplu în viața lor din punct de vedere emoțional, financiar, familial, tot ce încearcă să facă se rupe, se deznoadă. De ce? Pentru că există o putere care lucrează împotriva noastră ca și copii de Dumnezeu. Însă nu trebuie să ne fie frică de această putere, ci să învățăm soluțiile și cheile care deschid cerul pe pământ. Amin? Cuvântul din seara asta sau titlul mesajului este ăsta, piedici în calea vindecării. Oameni buni, eu m-am întors de 30 de ani la Domnul. Dumnezeu m-a vindecat de paralizie completă încă când nu-L cunoșteam. Aveam 12 ani și ceva, nu mai țin exact minte. Când am fost paralizat, doctorii au spus părinților, luați-L acasă că nu o să mai meargă. În urma unei operații am rămas paralizat. Știți ce s-a întâmplat? Am strigat către Dumnezeu de pe patul ăla de spital și Dumnezeu din ceruri a avut milă de mine. Am fost un om bun? Nu. Am fost un om rău? Da. De ce Dumnezeu a avut milă de mine? Pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu milos și El promite că cine îl cheamă va fi mântuit. Dar totuși, există momente sau au existat momente în viața mea și în viața voastră când parcă te-ai rugat și te-ai rugat și te-ai rugat și parcă totuși zidul din fața ta nu s-a mutat. De ce? Și în seara asta aș vrea să vă dau 15 cauze. Da, țineți minte, 15, am multe. Pentru că vrem să le luăm pe rând, să le discutăm și o să dăm și soluțiile. 15 piedici în calea vindecării. Tu ți-ai făcut parte, te-ai rugat și totuși nu se întâmplă. Ai căderi dese la nivel de minte. Pur și simplu îți cedează sistemul nervos. Nu-i normal. Dacă o întrebai pe bunica mea, am întrebat-o pe bunica mea odată, bunică, ai fost vreodată în depresie. Ce a fost aia, mamă, ce e aia? E vreo legumă nouă, ceva, un televizor nou? De ce în secolul ăsta diavolul atacă așa mulți oameni cu depresie, cu panică, cu căderea sistemului nervos, boli autoimune? Voi vedeți că este un haos. Frica, duhul ăsta de frică, duhul celui rău lucrează. Oamenii nu se mai pot, sunt oamenii plini de bube, plini de psoriasis, plini de... și n-au nimic, să duc la doctor și doctorul zice, bă, n-ai nimic, nu-ți găsim nicio cauză. Poate că Biblia, cu siguranță, are răspunsul pentru noi în seara aceasta. Prima cauză sau prima piedică în calea vindecării, sunteți gata?
Cineva să spună, sunt gata. Nu, n-a, ce asta, două persoane au spus. Biserica să spună, sunt gata. Aleluia, Tată, suntem gata să învățăm din cuvântul Tău, vorbește căci urechea mea ascultă. Prima cauză în calea vindecării este ignoranța față de cuvântul lui Dumnezeu. Nu pui preț pe el, îl tratezi cu lipsă de respect și Domnul Hristos spune în Marcu 7:8, voi ignorați porunca lui Dumnezeu, ignorați. În același timp respectați tradițiile stabilite de oameni, cum ar fi spălarea ulcioarelor și a paharelor și aveți multe alte reguli de felul acesta. Iată că Domnul Hristos ne trage de urechi și ne spune, bă, oameni buni, una din piedicile în calea vindecării voastre este ignoranța voastră față de cuvântul lui Dumnezeu. Ba mai mult sunt voci în țara asta care spun oamenilor, nu puneți mâna pe Biblie și o citiți, că n-aveți voie. Dar Dumnezeu ne cheamă să citim cuvintele Lui, Dumnezeu ne cheamă să le împlinim cuvintele Lui. Nu mai trata cu ignoranță, nu mai trata ca și cum ar fi un lucru, cum zic americanii, casual, așa obișnuit Biblia. Biblia nu e un lucru obișnuit, Biblia este cuvântul viu al lui Dumnezeu venit din ceruri. E singura carte miraculoasă pe pământul ăsta, singura carte care are viață în ea, pentru că cuvintele lui sunt duh și viață. Deci atunci când ignori cuvântul lui Dumnezeu și tu nu pui preț pe citirea cuvântului, nu-l strângi la inima ta, nu-ți faci în inima ta un locaș al cuvântului, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, atunci deja e o piedică în calea vindecării tale. A doua piedică mare de tot este necredința. Biblia nu numește necredința slăbiciune, atenție, Biblia numește necredința păcat. Dragii mei, necredința nu e o slăbiciune. Necredința este păcat. Faptul că tu nu-L crezi pe Dumnezeu când El spune un lucru, tu îl faci mincinos pe Dumnezeu. Cel care nu poate să mintă pentru că nu este om. De asta spune în cartea Evrei 12:13, aveți grijă să nu fie nimeni printre voi care să fie despărțit de Dumnezeu de o inimă rea și necredincioasă. Ce te desparte de Dumnezeu? O inimă rea și necredincioasă. O inimă rea și necredincioasă. Necredință. Păi eu nu pot să cred ce zice aici. Dar de ce nu pot să crezi? Nu simt. Dar credința nu e bazată pe simțuri. Credința este o alegere care o faci. Eu la 16 ani jumate, dependent, fără orizont, distrus, aproape să fiu poate băgat la închisoare, aproape să fiu omorât de câteva ori, am ales să cred pe acest Dumnezeu viu și adevărat, să cred cuvântul Lui și stăteam în stradă și plângeam și mă întrebau oamenii, băi, Trancă, ce cu tine, du-te acasă, ai tras ceva la bord, eram în genunchi cu două testamente în mână și plângeam și strigam, n-am pe Fiul, nu l-am pe Fiul, am toți sfinții din lume la pieptul meu, l-am pe Petru, l-am pe Anton, l-am pe Paraschiva, l-am pe toți, dar nu l-am pe Fiul și doar cine are pe Fiul are viață. Am ales să cred și viața mea s-a schimbat 100%. Și dintr-un gunoi al societății Dumnezeu a făcut un diamant, pentru că El are puterea să te transforme. Dragul meu, astăzi vină cu credință la El și spune-i, Doamne, iartă-mă pentru necredința mea. Haideți să ne oprim și să facem o mărturisire în momentul ăsta pentru aceste două piedici. Vom merge la fiecare câte două. Dacă ai ignorat cuvântul lui Dumnezeu și dacă l-ai tratat cu necredință, ai citit și ai spus, du-te mă de aici că nu se poate. Cum nimic bun nu locuiește în mine? Eu sunt bun, eu sunt moral, eu n-am dat în cap la nimeni. Sau Dumnezeu a spus că dacă vei asculta cuvintele Lui, vei primi viață și sănătate pentru tot trupul tău și tu te-ai îndoit. Astăzi cereți iertare. Hai să facem 10 secunde de reflexie și cercetare. Pentru că așa va merge tot studiul din seara aceasta. Ne pocăim pentru ignoranță și necredință. Treia piedică în calea vindecării este păcatul nemărturisit. Scriptura spune în Proverbe 28:13, cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Vă aduceți aminte de David, spunea
unul din versetele lui preferate, mi se topesc oasele, atâta timp cât am ascuns păcatul meu, m-au durut oasele, mi se topeau oasele. Iată că nemărturisirea păcatelor îți atinge sistemul osos. Biblia vorbește, îți atinge sufletul. Mi se usca sufletul în mine, spunea David. Mi se uscau ochii. Ce spune asta? Că ți este afectat sistemul nervos, ți este afectat sufletul tău, sistemul emoțional, ochii ți se uscă, cu alte cuvinte, nu mai ai viziune pentru viață, păcatul te nenorocește. Nu-l mai ține nemărturisit. Păcatul nemărturisit e o piedică în calea vindecării și Biblia spune în Isaia, păcatele voastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Vestea bună este că dacă ne mărturisim păcatele, El este și credincios și drept să ne ierte, dar să ne și spele din conștiință, să nu ne mai tot aducem aminte, că diavolul vrea să te condamne de orice nelegiuire. Amin? Dragul meu, mărturisește-ți păcatele, fă-ți un stil de viață din asta. Nu mai gândi cum gândeam eu la 16 ani sau alții, păcate mici, păcate mari. Păcatul este păcat. Plata păcatului e moartea. Dacă unul singur ai făcut, ești vrednic de moarte. Și crede-mă că suntem aici oameni care am făcut multe păcate. Mi-aduc odată aminte o discuție cu tata meu, el era profesor și zice, mă Sorin, eu nu cred că-s păcătos. Și eu n-am dat în cap la nimeni, n-am furat, într-adevăr a fost un om moral. N-a luat odată șpagă, n-a luat un cadou de la școală, n-a luat nimic. Și am zis, tată, dar dacă ne-ar judeca Dumnezeu pe noi doi doar după cele 10 porunci, să nu zicem după toate 6200 de porunci din Biblie, după alea 10, ai mințit vreodată? Bă, am mințit. Ți-ai necinstit părinții vreodată? Păi, am necinstit. Ai înjurat numele lui Dumnezeu vreodată? Bă, da. Deci dacă doar ăștia trei le-am călcat, suntem vrednici de... Dar slavă lui Dumnezeu, că pe cruce a stat Hristos în locul meu și în locul tău, ca noi prin mărturisire să primim iertare, amin? Slavă lui Dumnezeu! Dar nu sta cu păcatul nemărturisit pentru că ți afectează sănătatea. Sunt oameni care mi-au spus nu dorm de atâtea luni de zile și în discuțiile mele cu ei am realizat că aveau un păcat nemărturisit. Se certaseră cu cineva și mândria îi ținea legați, nu vreau să recunoască. Și în momentul când și-au cerut iertare, Dumnezeu a ridicat povara, i-a eliberat și au început să doarmă și să aibă un somn liniștit. Îmi spunea cineva, o persoană am întâlnit cu câteva luni în urmă, aveam tensiunea 250. Și mă tot rugam și nu se întâmpla nimic până când Domnul mi-a conștientizat, trebuie să-ți ierți nevasta. Și în momentul când am iertat-o, Domnul m-a eliberat. Mi-a ajuns la valori normale. Piedici în calea vindecării, păcat nemărturisit, care următorul se leagă, neiertarea altora. Iertarea nu e o emoție, dragul meu, este o decizie a voinței tale. Marcu 11:25. Când stați în picioare și vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva. Incredibil! Citim împreună. Pentru ca și Tatăl vostru, care este în ceruri, să vă... Lasă versetul, te rog. Voi observați că este o condiție aici? Sunt unele promisiuni ale lui Dumnezeu care au legate de ele condiții. Dacă tu îl ții pe ăla legat, nici Dumnezeu nu ți-iartă ție. Nu că nu vrea, ci pentru că tu îți demonstrezi răutatea prin a-l ține pe ăla în neiertare. Dezleagă, iartă, nu mai ține neiertare. Eu 4 ani de zile n-am putut să-mi iert Tatăl, oameni buni. Și eram cu Domnul, eram creștin, dar eram un creștin tip biscuite, uscat. Până când l-am iertat pe Tatăl meu și a început să curgă și roaie de lacrimi și a început să vină prezența Domnului și m-a umplut cu darurile Duhului Sfânt. Neiertarea blochează vindecarea ta la orice nivel fizic, emoțional și mental. Vrei tu să fii vindecat? Atunci iartă. Dacă ai un păcat nemărturisit și ai un om pe care nu l-ai iertat, hai să ne oprim chiar acum și să facem asta înaintea lui Dumnezeu. Tată, îți mulțumim că Tu ne ierți, pentru că îți cerem acest lucru și mărturisim înaintea Ta. Că nu e corect că am ținut pe alții legați și astăzi alegem să le dăm drumul, pentru că iertarea nu e o emoție, este o decizie.
Întrebarea este cum să-l iert, frate, când m-a rănit atât de mult? Biblia spune, iertați-vă cum v-a iertat Hristos pe voi. Cât din datorie ți-a iertat Iisus Hristos? Toată. Rupe toată factura. Am întâlnit odată un om care avea un carnețel și când mi-a arătat carnețelul avea multe, multe persoane. Ăla îmi datorează atât, ăla mi-a făcut aia, ăla mi-a făcut aia, ăla mi-a făcut aia și știa toate greșelile care alții le-au făcut față de el. Și am spus, mă, omule bun, aruncă carnețelul, pentru că Domnul Hristos ne-a rupt toată factura, toată datoria, nu doar o parte din ea. Amin? Dragii mei, al cincelea lucru e foarte greu, dar vreau să-l spun astăzi și să-l explic un pic, implicarea în ocult. În Deuteronom spune Scriptura ca să avem grijă să nu fie între voi cineva care să practice sau să nu fie nimeni la tine care să-și treacă fiul prin, sau fiica prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o rociune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Dumnezeu pe aceste neamuri, nu va izgoni Dumnezeu pe aceste neamuri dinaintea ta. Sau va izgoni, scuze. Deuteronom 18, de la 10 la 12. Vedeți câte lucruri sunt aici? Poporul evreu a ajunseseră în țara Canaan. Și Domnul le spune, nu faceți ca ei. Își aruncau fiii prin foc. Îi treceau, îi aruncau acolo în Moloch, era un zeu Moloch. Anii trecuți în urmă, nu știu dacă ați văzut că era o modă la un moment dat cu o bufniță. Toți tineri își cumpărau bufnița aia și o purtau la gât și toți ziceau, wow, wisdom, înțelepciune. Nu, bufnița este semnul zeului Moloch, care s-a reactualizat pe plan mondial. Senatori, președinții se închină lui Moloch și Moloch cere jertfe umane. Și știți cum se manifestă într-o țară? Prin avorturi. În momentul când sacrifici un om, Dumnezeu te trece la capitolul ocult. În momentul cum spune aici, spune de la 18, în capitolul 18, de la 10 la 12, să nu fie printre voi nimeni să-și treacă fiul sau fiica prin foc, nimeni să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Dar frate, de eu n-am făcut niciodată așa ceva. Am o întrebare, poate e pertinentă. Ați citit vreodată horoscopul? Dacă l-ați citit o singură dată, ați păcătuit, ați făcut pasul în lumea ocultă. Pentru că Dumnezeu spune în Scriptură că cei ce fac astfel de lucruri își atrag un blestem asupra vieții lor. Dumnezeu nu te-a chemat să-ți conduci viața după stele, Dumnezeu te-a chemat să-ți conduci viața după cuvântul lui viu și adevărat. S-a citit vreodată cineva în palmă? Da. Mi-aduc aminte o poveste despre un tânăr care a venit la biserică și vrea să se predea, dar nu putea să se predea. El vroia și când începeau ăștia să se roage cu el, nu mă predau. Și la un moment dat păstorul îi zice, nu te supăra, ai fost vreodată în viața ta la vrăjitor, doar așa de curiozitate. Da, odată am fost, dar zice, dar nu am crezut ce mi-a făcut, dar n-am făcut-o pe bune, dar ai fost, da. S-a citit în palmă viitorul, da. Trebuie să-ți mărturisești păcatul ăsta înaintea Domnului. Pentru că în momentul în care ai făcut pasul spre ocult, ai atras un blestem asupra vieții tale. Vrei să crezi sau nu vrei să crezi, așa spune Scriptura. Tânărul a mărturisit și a zis, Doamne, iartă-mă, n-am știut. În momentul ăla a căzut jos și a predat viața Domnului și a fost umplut de Duhul Sfânt. Să știi că nu e... Vreau să rămân un pic aici. Poate că tu zici, băi, la noi în Ardeal nu suntem ăia din Oltenia, ăia merg la vrăjitor, pe fiecare poartă e un număr, dragii mei. Și închinarea la logică e ceva ocult înaintea lui Dumnezeu. Când tu pui logica ta deasupra cuvântului lui Dumnezeu, știi ce înseamnă că spui? Că tu faci idol din propriile tale opinii. Tu crezi în propria ta opinie mai mult decât crezi în cuvântul viu și adevărat al lui Dumnezeu. Când tu crezi mai mult în speculațiile financiare care vin pe internet decât în cuvântul lui Dumnezeu care spune ce se va întâmpla în vremurile din urmă, tu faci un idol, tu faci pasul înspre cunoștința asta umană. Slăvești omul, slăvești umanismul. Observați că nu ne mai e de ajuns puterea Duhului Sfânt, trebuie să ne ajungem psihologi să ne vindece. Dragii mei, psihologia nu vindecă pe nimeni. Psihologia îți dă doar niște metode, cuvântul lui Dumnezeu te vindecă.
Eu n-am avut nici psihologi, n-am avut nici centre de dependență, nici centre de dezalcoolizare. M-am dus la Dumnezeu și mi-a mărturisit păcatul și m-am confruntat cu acest verset. A venit cineva din primele zile ale credinței la mine și mi-a pus versetul ăsta și zis, Sani, ai făcut asta? I-am zis, da, am avut o bunică care mergea la vrăjitoare, dar eu n-am făcut nimic. Dar n-ai fost niciodată să faci lucrul ăsta. Ah, ba da, mi-aduc aminte că mi-a citit cineva în palmă. Pocăiește-te înaintea lui Dumnezeu. Ocult. Noi ne gândim la ocult doar la aia care sunt cu coarne și se îmbracă în costume, dar, dragii mei, de câte ori alergăm la altă sursă de viață decât la Hristos, noi facem pasul spre ocult. De câte ori îl numim pe altcineva salvator și mântuitor, noi facem un idol din acea persoană sau din acea metodă și punem deasupra cuvântului lui Dumnezeu. De asta Biblia ne zice, întorceți-vă, vestea bună e că ne putem întoarce, amin? Și Domnul spune, întorceți-vă la mine și vă voi vindeca. Dorința Tatălui este să ne vindece, nu să fim în blesteme și sub apăsări și sub tremurări. Dacă citiți în Deuteronom 18, o să citiți acolo o listă întreagă, nu avem timp să o citim în seara asta, dar spune, dacă nu veți asculta cuvintele mele, vă voi lăsa cu idolii voștri și vor veni peste voi toate bolile Egiptului, tremurături, friguri, boli, asta, aia, căderi mentale, depresii, toate lucrurile astea sunt roade ale neascultării față de cuvântul lui Dumnezeu. Să știi că nu doar masonii sunt oculți. Fiecare om care aleargă la altă sursă decât la Dumnezeu ca să știe adevărul, deja ai călcat în zona de ocult. Pentru că noi ca oameni suntem ispitiți, noi vrem să cunoaștem. Vă aduceți aminte pe Eva? Haideți să o aducem un pic mai la firul ierbii, că văd că unii vă uitați ciudat și nu eu. Vă aduceți aminte pe Eva? A venit diavolul și a vorbit cu ea și ce s-a întâmplat atunci? Ea a rupt legământul cu Creatorul și a ales să dea mâna cu șeful ocultului. De ce? Ca să capete cunoștință. Dragul meu, Biblia e plină de cunoștință, dar e cunoștința de sus care îți dă pace. Poți să ai toată cunoștința lumii acestea, să știi exact ce se întâmplă peste 3, 4, 5 ani, nu te ajută cu nimic dacă nu spui viața în ordine cu Dumnezeu. Vestea bună este că Dumnezeul nostru e plin de har și El nu ține seama de vremurile de neștiință. Și dacă ai făcut vreodată lucrul ăsta, te rog, pocăiește-te astăzi înaintea lui Dumnezeu. 6. Un ochi critic. Nu vede niciodată bârna din ochiul lui, îi evaluează pe alții după fapte și pe el după intenții. Faci tu asta, evaluezi pe alții după fapte, dar pe tine după intenții? Păi mă gândeam și eu să te ajut, am avut intenția. Spunea un pastor american foarte celebru că drumul spre ea de pavat cu intenții bune. Degeaba ai avut intenția dacă n-ai făcut, pentru că Scriptura spune, cine ascultă cuvintele mele și le face, le împlinește. Acela va fi un om înțelept care zidește casa pe stâncă. Un ochi critic. Biblia spune în Proverbe 18:21, moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îți va face după cuvintele tale. Vă aduceți aminte de Iosua și Caleb? Au venit iscoadele, 12 iscoade, au fost în țara Canaan, au iscodit țara, s-au întors înapoi. 10 dintre ele au adus un raport negativ și au zis, nu se poate, nu putem birui, nu putem, ne vor mânca, acolo sunt uriași mari. 2 au zis, putem. Și Dumnezeu s-a uitat și a zis, vă voi face după cuvintele voastre. Dacă voi așa credeți, așa veți avea. Un ochi critic și următorul care se leagă 7, o gură slobodă care vorbește ușor. Câți ați avut probleme cu vorbire? Eu ridic mâna că recunosc. De multe ori l-am bătaie de la tata pentru că zicea, bă, vorbește gura fără tine, fără rost. Aveam odată un coleg în școală și la un moment dat vorbea foarte mult. Și să tot lăuda înaintea profesorului, zicea, domnul profesor, nu e așa că am darul vorbirii. Și a spus, stai jos, ai darul vorbirii fără rost. Dragul meu, cu gura, o gură slobodă ne duce la mult rău. Pentru că Biblia spune, cine nu își înfrânează buzele, își rănește sufletul. Haideți să vedeți ce se întâmplă aici. Este un cuvânt care vreau să vă citesc. Psalmul 106, 32 cu 33. Psalmul 106, 32 cu 33. Ei au mâniat pe Domnul la apele Meriba și Moise a fost pedepsit din pricina lor.
căci s-au răzvrătit împotriva Duhului lui și Moise a vorbit în chip ușuratic cu buzele. Incredibil! O singură greșeală a avut Moise și n-a intrat în țara Canaan. O singură greșeală. Știți care a fost? Spune Scriptura clar și ne-o sublinează. A vorbit, citim împreună, a vorbit în chip ușuratic cu buzele lui. Eu aici am multe să mă pochesc, vă spun sincer. Vorbești în chip ușuratic de partenerul tău de viață, de copii, de țara asta, de România? A, mă, mă lași cu România, țara asta e blestemată, țara asta. Și Dumnezeu știe ce? A, așa o vezi? Îți fac după cuvintele tale. Vorbești în chip ușuratic de copiii tăi? Lasă-l, frate Isanic, așa e el bolnav tot timpul, așa el se îmbolnăvește tot. Ce faci, prorocești peste el nenorocire, peste copilul tău? Și după aia te plângi, frați păstori, vă rog, rugați-vă că toată ziua sunt cu el la spital. Ce ai prorocit peste el? Ce ai vorbit peste el? Ce ai vorbit peste părinții tăi? I-ai cinstit pe părinții tăi sau i-ai nesocotit? I-ai vorbit de rău sau i-ai vorbit de bine? Care este stilul tău de vorbire? Vorbești în chip ușuratic înaintea lui Dumnezeu? Era un om la împresurarea Samariei și când a prorocit prorocul, el a zis, și dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, tot nu s-ar putea să se întâmple mâine la ora asta, asta. Și știți ce s-a întâmplat mâine la ora aia? Dumnezeu a făcut ferestre în cer și ăsta a fost călcat în picioare de oamenii din cetate care erau înfometați și care au alergat spre provizii. Pentru cine știe povestea și o cunoaște, face sens. Domnul ne cheamă nu să vorbim în chip ușuratic, ci să vorbim cu cumpătare. Numeri 14 de la 28, spune-le pe viața mea, zice Domnul, că vă voi face în tocmai cum ați vorbit în auzul urechilor mele. Dar frate, dar n-am zis-o, crede-mă, Sani, dar ai gândit-o? Da, am gândit-o. Am gândit-o că el nu poate să facă. Tu știi că limba e prelungirea minții? Dumnezeu știe și ce gândești și ce vrei să spui. Dragii mei, haideți să ne pocăim de o implicare în ocult, de ochi critic, și de o gură slobodă care vorbește ușor. Eu cred că Dumnezeu în vremurile astea ne cheamă să avem o gură pocăită, răstignită, care vorbește cuvintele lui Dumnezeu, cum spune Petru. Amin? Ne pocăim de ocult, de ochiul critic, care vede la toți, dar niciodată la el. El crede că e un fel de polițist al lui Dumnezeu pus în bancă să noteze greșelile tuturor. Și o gură slobodă. Haide să facem lucrul ăsta. Cei de lângă noi, la părinții noștri, Doamne, la partenerii noștri de viață, la frații de lângă noi, la oameni și am judecat, Doamne, în loc să ne rugăm pentru ei. Tată, și mai te rog frumos ceva, iartă-mă pentru că de multe ori am vorbit în chip ușurat și te rugăm frumos, Doamne, iartă biserica ta, Doamne, iartă-ne pe fiecare dintre noi că am semănat ceva cu cuvintele noastre care mai târziu n-am vrut să mâncăm. Te rugăm frumos să ne ierți. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Dragii mei, haideți să semănăm bine și în neprihănire, dacă vrem, pentru că Biblia spune că îi vom mânca roadele. De multe ori crezi viitorul cu gura ta. Eu niciodată nu o să mă mai ridic din slăbiciunea asta. Cine ți-a spus asta? Ți-a spus Dumnezeu asta? Eu niciodată nu o să reușesc să iau permisul. M-a auzit de o tipă, o studentă în Oltenia, în Craiova, și acolo se întâmplă minuni. A dat de 27 de ori permisul. Când a văzut-o polițistul a 27-a oară, a dat afară și a zis, te rog frumos, nu mai veni, ia permisul. Cine ți-a spus că niciodată tu nu o să fii femeia aia lui Dumnezeu puternică? Cine ți-a spus că niciodată nu o să te ridici la... Cine ți-a spus? Diavolul, pentru că Biblia spune că noi putem totul în Hristos care ne întărește. Tot ce te cheamă Dumnezeu să fii, poți să fii, pentru că El îți dă și resursa, și dorința, și înfăptuirea, amin? 8. Mai aveți răbdare? Mai avem mult, trebuie să ne pocăim, fraților, în seara asta Dumnezeu vrea să ne vinge, dar trebuie să îndepărtăm barierele. Ați văzut câte am avut, suntem la 8, am avut ignoranță față de cuvânt, necredință, păcatul nemărturisit, neiertarea altora, implicare în ocult, da? Dorința aia de a cunoaște viitorul tot timpul, de a fi la curent cu știrile, un ochi critic, o gură slobodă. Acum 8, e una din preferatele mele, mânia omului. Nu știu cum e la voi pe aici, acum e prin Ardeal, că stau și eu de 12 ani pe aici, călătoresc de vreo 22, dar pe la noi, pe zona Moldovei și unde am locuit și în Oltenia, era vorba asta, îmi sare sandura repede, îmi sare muștarul. Nu știu, aici nu e poate, nu știu.
Aici cu înfocarea. Bă, frate, ce mă înfoc, mă. Biblia spune așa în Iacov 1:20, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Dragii mei, Domnul Hristos nu zice că nu o să te mâni niciodată, dar zice, mâniați-vă și nu păcătuiți. Când te mâni, stăpânește-te un pic, nu scoate totul pe gură, nu scoate toate rachetele să-l rănești pe ăla, nu începe să dai cu farfurii. Odată a venit doi tineri la mine să căsătoriseră și vine el și începe, frate, s-a ajuns la asta, la aruncat de farfurii. Și zic, Doamne Iisuse, ajută-o pe sora să nu mai rău. Nu, eu arunc farfurile. Zic, dar cum, frate? Mânie, frate, sunt mânios, nu mă pot stăpâni. Dragul meu, mânia ne distruge familiile. Mânia ne roade temelia relației cu Dumnezeu. Mânia nu este după voia lui Dumnezeu, dar suntem oameni și ne mâniem, trebuie să știm ce să facem cu ea. Biblia spune, mâniați-vă și nu dați curs. Cu alte cuvinte, nu acționați în mânie, stăpâniți-vă, pentru că putem să facem mai mult rău decât bine. Și mai spune ceva frumos, nu lăsați să apună soarele peste mânia voastră. Eu de când m-am căsătorit cu soția mea, Codina, am luat o decizie, pentru că am văzut în familia mea, tatăl meu cu mama mea aveau conflicte care nu le rezolvau săptămâni. Și eu am luat o decizie, una, să nu dorm niciodată pe canapea supărat și să nu las soarele să apună peste mânia mea. Oricât ar fi fost de dezastruoasă situația, am pus jos lucrurile, ne-am făcut un ceai și am stat și le-am vorbit chiar dacă ne-a prins 4 noaptea, pentru că am vrut să rezolvăm divergențele și să nu lăsăm nimic între noi, în dragostea noastră și să-și ia Dumnezeu gloria. Dragul meu, nu lăsa mânia să câștige. Lasă dragostea să câștige. Lasă pacea. Mânia. Lipsa exemplului personal sau a mărturiei. De multe ori, oamenii nu sunt vindecați, n-ajung la Hristos, n-ajung să se pocăiască sau pur și simplu suntem o piedică pentru ei pentru că nu suntem o mărturie bună. Doamne, iartă-mă! Îmi place că ai zis asta, Doamne, iartă-mă, stau să mă întreb de câte ori datorită mie, oamenii au zis, mă, nu e adevărat. Biblia spune acolo în capitolul 2 din Petru, că atunci când prorocii falși se vor ridica și învățătorii falși, zice că din pricina lor va fi numele Domnului vorbit de rău. Întrebare, este numele Domnului vorbit de rău din pricina ta? Sau ai vorbit de bine? Când se uită oamenii la tine, zice, da mă, ăsta e pe bune. Ăsta e cu adevărat pocăit. Sau zic, ăsta e pocăit păcălit. Dragul meu, suntem chemați la o mărturie și un cuget curat, amin? Haideți să ne străduim, pentru că nu vrem ca noi să fim piedica aia în calea vindecării sau întoarcerii la Dumnezeu a altora. Ați auzit oameni care au spus, nu vreau să mă întorc, că frații mi-au făcut așa și așa. Păi noi, până la urmă, noi nu ne întoarcem la Dumnezeu pentru fratele, pentru tata, pentru mama. Noi ne întoarcem că noi avem nevoie, că noi suntem păcătoși și avem nevoie de salvare, amin? Dar mărturia noastră poate să fie un pericol. Spune Scriptura în Evrei 12:13, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce-și căpătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Iată că datorită mărturiei tale, unii oameni, la vremea stabilită de Dumnezeu, Doamne, mi-aduc aminte de ăla din armată, ăla era cu adevărat pocăit. Bă, trebuie să mă întorc și la Dumnezeu, că n-am altă șansă. Haideți să ne pocăim pentru mânie și pentru lipsa exemplului personal. Fiecare în dreptul lui. Față de tată, față de mamă, față de profesor, față de cei din jur, nu știu. A cere-i Domnului iertare. Tată, își cere iertare. Pentru momentele când am dat curs mâniei mele și nu m-am știut să mă stăpânesc. Iartă-mă pentru lucrurile care le-am stricat în jurul meu. Dă-mi, tată, tăria să mă stăpânesc. Doamne, de asemenea, iartă-mă pentru momentele, Doamne, când n-am fost sare și lumină, pentru momentele când nu am reflectat cu adevărat dragostea ta și pacea ta. Iartă-mă, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. 10. Mai avem câteva, dragii mei. Blestemul autoimpus. Ce înseamnă blestemul autoimpus? Noi ca români să știți că suntem o țară de blestemători. Vorbim foarte ușor, ne blestemăm singuri. Și cum? Eu am fost în Israel odată, dragii mei, și am văzut diferența. Izraeliții, mai ales aia cu perciuni, n-am văzut în viața mea, îi întrebam pe un traducător ce spune și că îl bine și binecuvântează copilul. Îi spunea la copil când fugea pe lângă el doctorașul lui tata, arhitectul lui tata.
binecuvântata lui tata. De ce? Pentru că ei credeau în binecuvântarea părintească care a venit prin Avram, Isaac și Iacov. Noi în România vorbim foarte, foarte mic de copiii noștri, de următoarea generație. Slăbuțul, sărăcuțul, el e mai rușinos, ea e rușinoasă, lasă-o că e rușine. Și avem tendința de a pune lucruri nesănătoase peste copiii noștri care le formează, pentru că el te aude. Tata spunea despre mine, lasă-mă că e prost. Și eu l-auzeam, prost. Până la urmă mi-am băgat în cap, așa au zis tata, înseamnă că e adevărat, că el este autoritatea mea. Dragul meu, este un exemplu în Biblie și sunt nu unul, sunt zeci de exemple de oameni care s-au legat cu jurământ, s-au pus blesteme peste ei, dar unul singur vreau să citesc, vă aduceți aminte în Geneza 27 cu 13, era acolo Isaac, Rebecca, aveau doi fii, Esau și Iacov, și la un moment dat Isaac vrea să dea binecuvântarea și Rebecca îl învață pe Iacov cum să fure binecuvântarea. Du-te și deghizează-te, frate, tu, și fă-i mâncare lui taică tu, și da, mamă, dar tata va afla și mă va blestema. Blestemul ăsta să fie peste mine, copilul meu. Și așa a fost. A fost ultima dată când Iacov și-a văzut mama. Pentru că n-a mai văzut-o niciodată. La întoarcerea lui, mama lui nu mai trăia. Un alt exemplu de blestem care este pus peste familie, Iacov, la fel din viața lui Iacov, vă aduceți aminte de Iacov a avut două soții, Lea și Rahela, vă aduceți aminte? Și la un moment dat ei au fugit de la socrul lui Laban și una din ele, care se numea Rahela, a furat ce? Idolii lui taicăsu. Și a venit taicăsu după el și a zis, vreau idolii înapoi, mi-ați furat idolii. Și aia ascunsese sub ea, spunea că a venit rândul ea la femeilor, nu s-a putut ridica și Iacov zice, să moară cine ți-a luat idolii. Și a vorbit din poziție de autoritate peste soția lui și la următoarea naștere, ce ziceți că s-a întâmplat? Rahela a murit. Dragul meu, hai să nu ne mai jucăm cu cuvintele. În gura ta stă viața și moartea. E important ce spui celor de lângă tine. E important ce rostești peste copiii tăi. Și e important ce rostești peste tine. Când m-am întors la Dumnezeu, mi-aduc aminte că unul din lucrurile care Dumnezeu mi le-a cerut să le mărturisesc specific, mi-a spus, vreau să te pocăiești că te-ai autoblestemat ani de zile. Doamne, cum? Ai tot zis să mor eu. Pentru că așa era acolo în anturaje, te jurai și te legai prin legământ și prin jurământ. Nici nu m-am gândit că asta e o problemă înaintea lui Dumnezeu. Dar credeți-mă, aveam o viață în care eram accident, rup de mâini, rup de picioare, rup de ăsta, tăieturi, una după alta. De ce? Pentru că diavolul vrea să execute ordinul care tu l-ai dat. Când tu ceri blestemul ăla peste viața ta și vorbești ce Dumnezeu nu vorbește peste tine, diavolul e fericit și zice, wow, încă un fraier, să vezi cum îl omor. Dragul meu, vorbește viață peste viața ta. Spune viață peste cei din jurul tău și nu-i treaba ta să judeci și să zici cât să trăiască. Zi Domnul să-ți dea zile de pline. Domnul să-ți dea zile de pline. Aș vrea să vă citesc doar câteva semne ale blestemului, care pot fi câteva indicii că ai acolo un blestem care n-a fost rezolvat și se rezolvă. Prin rugăciune și sângele Domnului Iisus Hristos totul se poate rupe, dar trebuie să-l conștientizez. Boli repetate. Adică tu te îmbolnăvești non-stop. Când alții prosperă în sănătate, tu ești bolnav. Oameni buni, asta nu e o normalitate. Cădere emoționale repetate. La fiecare săptămână tu ai câte un leșin. Nu e o normalitate. Trebuie să înțelegi că Dumnezeu te-a chemat să fii sănătos emoțional, amin, și să te maturizezi. El zice că vrea să ne maturizăm la statura de om mare. Pierderi de sarcină, familii destrămate. Știți cât a escaladat rata divorțurilor în România? Știți sau nu? Eu am trăit într-un oraș în care rata divorțurilor era atât de mare, încât de la grupul nostru de tineri, din 100 de tineri, 80 erau familii monoparentale. Nu e normal, nu e o normalitate. Dumnezeu a creat familia să rămână împreună. Insuficiențe financiare. Cât muncești, nu ai. Îmi spunea cineva, omule, nu mai rezist. Bă, omule, muncesc, fac asta, dau zicioală, sunt credincios omului. Mi se scurg banii printre mâini. Și am tot stat să urmărim viața acestui om și am început să ne rugăm să postim pentru el. Până am realizat și am identificat acolo că fusese pus un blestem de bunica lui, niciodată să nu-ți meargă bine, niciodată să nu prosperi în viața ta. Și am rupt aia în numele lui Iisus Hristos de peste viața omului și el a început să prospere cu Dumnezeu. Trebuie să-ți pui întrebarea, de ce la altul se poate și la mine nu? Care e piedica? Nu uitați, titlul e piedici în calea vindecării, trupește emoționale și mentale.
accidente repetate, le atragi ca un magnet. Povesteam de cineva că am întâlnit și ea, la aproape fiecare 2-3 luni avea câte un accident. Ba să lovea la mâini, ba la picior, ba, până ne-am trezit cu toții. Hai să ne rugăm pentru omul ăsta, nu-i normal. El dacă închidea o lășea la mașină își prindea degetul și nu era neîndemânatic. Era un om care avea mâini de bace, asta este. Dar cineva pusese peste el. Am auzit o poveste, dragii mei, despre o femeie care a identificat un blestem din ăsta în viața ei, de destrămare de familie și insuficiență financiară și a găsit o scrisoare, atenție, o scrisoare de la familia ei lăsată de la străbunicul ei, 4 generații în spate, cu un blestem care îl pusese un preot peste familia lor. Și când a citit aia, era exact descrierea vieții ei. Vă aduceți aminte de blestemul lui Iosua asupra Erihonului? Știți câți ani au trecut până a fost zidit Erihonul? Știe cineva? Cam câte sute de ani? Cam câteva sute, 400 de ani, cred. 400 de ani mai încolo s-a împlinit. Nu trebuie să ne jucăm cu lucrurile astea. Eu când m-am întors la Dumnezeu, vă spun sincer, Duhul Sfânt m-a conștientizat și mi-a spus, uite-te în familia ta, fă-ți o evaluare la tatăl tău, la mama ta, ce vezi? Și am zis, Doamne, dezastru de ambele părți. Acolo au murit oameni, ăia violență, ăia moldoveni, ăia olteni, sângele aleargă repede în ei. Doamne, ajută-mă! Accidente repetate, spuneam, dar mai există și istorii de sinucideri în familii sau morți premature. Dar mai e un indiciu al unui blestem care îl întâlnesc foarte des în biserică, frustrare. Dragul meu, nu-i normal să fii frustrat de 5 ori pe săptămână, 5 zile la rând. Nu-i normal să trăiești o viață de frustrare, tu niciodată să n-ai fericire, să n-ai împlinire, să n-ai bucurie, să n-ai mulțumire. Trebuie să spui întrebarea, de ce eu sunt frustrat și frustrat sau frustrată și alții prosperă în jurul meu? Nemulțumire. Câți dintre voi sunteți nemulțumiți de situația în care vă aflați? Cârteala și nemulțumirea este invitația pentru cel care distruge tot, spune Scriptura, pentru distrugătorul. Spune în Corinteni 1, Corinteni 10:10, să nu murmurați așa cum au murmurat părinții voștri sau unii dintre ei în pustie și au fost nimiciți de nimicitorul. Dragul meu, să știi că de câte ori ești nemulțumit, de aia spune Scriptura, mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în fiecare zi, pentru totdeauna, amin? Pentru că mulțumirea te poziționează în poziția de fiu și te ține la masă. Când ești nemulțumit, ieși de sub umbrela lui Dumnezeu și începi să atragi trăznete după tine și după aia zici că Domnul a vrut să te trăznească, dar nu a fost Domnul. A fost neascultarea noastră, așa-i? Dumnezeu ne cheamă la o viață de mulțumire. O altă piedică în calea vindecării, dorința de a fi în control. Câți v-ați confruntat cu dorința de a fi în control? Veni, mă vezi? Și eu. Te felicit că ai recunoscut. Ascultă-mă, Beni, toată biserica. Toți ne lovim de dorința de a controla. De a controla părerile, direcția familiei, finanțele. Pentru că suntem de acolo, de la cădere, Eva a vrut să fie în control. Asta i-a promis diavolul. Măi, Dumnezeu nu vrea ca voi să fiți în control. Dar știi ce? Erau deja în control. Erau cu Dumnezeu. Erau cu Dumnezeu care le-a controlat pe toate. Dragul meu, dacă simți nevoia să controlezi lucrurile, să controlezi lucrurile acasă, în familie, în biserică, să-l controlezi pe păstor, să-i dai un cuvânt profetic, ca să-l îndrepți tu, că nu predică cam ce vrei, dacă simți nevoia să-i mai dai sfaturi din când în când, dacă simți nevoia să sfătuiești pe oricine, oricând, să fii în control, crede-mă, ceva e în regulă. Știți ce am observat despre oameni care vor să controleze viața mai devreme sau mai târziu, clachează mental și emoțional. Pentru că Dumnezeu nu ne-a chemat să fim în control, Dumnezeu ne-a chemat să trăim în predare. Încrede-te în Domnul din toată inima ta, nu te bizui pe înțelepciunea ta și El îți va netezi că rările. Psalmul 37:5, încrede-te în Domnul, încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Vezi, tu ai un Dumnezeu maestru, țesător, a vieții tale și a universului care nu trebuie tu să fii în control, tu poți să pui capul liniștit pe pernă și să te culci cu credința că El le are pe toate în mâini. Dezleagă-te și de lucrul ăsta. Haideți să ne pocăim de nemulțumire și dorința de a fi în control. Poate că nu suntem toți aici, dar aia câțiva care sunteți, dă piedica asta la o parte din calea vindecării familiei tale. Doamne, Tată, mă pocăiesc.
de multe ori. Iisus Hristos. Amin. Încă o paranteză. Când vrei să fii în controlul vieții tale, atragi un mare stres peste viața ta și a celor din jur. Pentru că vrei ca lucrurile să se stâmpe doar cum vrei și cum le vezi tu. Dar dă-mi voie să spun ceva. Nu o să iasă niciodată cum vrem noi sau cum le vedem noi. Trebuie să fim dispuși să lăsăm viața să meargă, pentru că Dumnezeu e în control. Amin. O altă piedică în calea vindecării, mai sunt două. Graba. Cu asta m-am luptat foarte mult. Graba. Îmi spunea tata când era mic, graba strică treaba. Să știți că e adevărat. Când te grăbești, păcătuiești mult de tot. Asta îmi place. Cred că unul din lucrurile care le apreciez mult la ardeleni e că nu se grăbesc. Acum unii au mers în extrema ailaltă. Nu se mai grăbesc deloc. Dar asta îmi place la voi, că sunteți oameni cumpătați și cum să zic, așezați. Ăsta e un lucru bun. Biblia ne învață să nu ne grăbim, pentru că Biblia spune de multe ori, oprește-te să știi că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc peste pământ. Avem nevoie în graba noastră zilnică să facem oprirea și să-L recunoaștem pe El ca stăpân peste toate. Spunea o femeie a lui Dumnezeu odată că dacă diavolul nu te poate face să păcătuiești, te va face să te grăbești. Pentru că atunci când te grăbești, o să și păcătuiești. De asta, hai să învățăm de la Domnul Iisus Hristos. El s-o oprea și mulțumea Tatălui. Avea viața asta de opriri, își segmenta ziua. Când vezi că începe viața să te împingă și ești în viteză, odată eram la semafor, eram în stres, trebuia să fac parcă un milion de lucruri veneau în mintea mea. Și am simțit-o, știi unde am simțit-o? În pedala mașinii am simțit graba. Și deodată a venit Duhul Domnului peste mine și mi-a spus, graba strică treaba. Doamne, am zis, iartă-mă. Am tras pe dreapta și am zis, mă opresc astăzi, Doamne, să te recunosc pe Tine. Zic, sincer, mi-au ieșit lucrurile de sub control, nu le stăpânesc. Și Domnul zice, mulțumesc frumos, dar eu le pot stăpâni. Crede-mă. Am plecat lejer de la semafor, făceam loc la toți. Vă rog frumos, treceți. Ăia din spate. De ce? Pentru că este o odihnă atunci când te oprești să-L recunoști pe Domnul ca stăpân. Amin? El conduce viața noastră. Ultimul lucru, dar nu-i singurul, dar ultimul și foarte important este mândria. 1 Petru 5, de la 5 la 6. Tot așa și voi tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu... smerenie, wow! Hai să citim împreună mai departe. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Odată activam în mândrie, dar nu mi-am dat seama, era atât de subtilă mândria în mine și am crezut că mă lupt cu diavolul în rugăciune și mustră-te și pleacă și nu știu ce și până la urmă aud o voce blândă, sănică, eu sunt. Eu stau împotriva celor mândri, nu-i diavolul astăzi, eu mă lupt cu cei mândri. Și atunci m-am smerit, am zis, Doamne, iartă-mă, n-am distins bine, iartă-mă, te rog frumos. Atitudinea aia e o atitudine de mândrie, Doamne. Să cred că doar eu am răspunsul, e o atitudine de mândrie. Să cred că doar eu am lumina turnată în cap și restul nu mai știe, e o atitudine de mândrie. Să am eu ultimul cuvânt în fiecare conversație este mândrie. Dragul meu, ai fost și tu, ți-a dat și ție mândria târcoale. Mândria se spune că e păcat original. Diavolul în inima lui, în Isaia, capitolul 14, eu mă voi sui mai sus de stelele lui Dumnezeu. Eu mă voi duce pe muntele Dumnezeilor, la sfatul lui Dumnezeu. Eu, de 5 ori spune eu. Și a 5-a oară știți ce s-a întâmplat? Puf! Și el s-a dus și zice, am văzut pe Satana căzând ca un fulger. Pentru că mândria e înaintea și trufia înaintea pieirii. N-am văzut un om care să cadă mai repede decât atunci când s-a mândrit. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să mergem într-o viață de smerenie, nu că să ne smerim odată ca și act de închinare. Și aia e bună.
Dar să mergem într-o viață de smerenie și felul în care te poți smeri e să dai prioritate altuia. Măi, aș spune și eu ceva, dar mă mușc de limbă. Te rog, spune. Smeriți-vă, dar sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Știți care sunt cei mai ușor oameni de doborât pentru Satana? Oamenii mândri. Ești cei mai ușor de doborât. Oamenii care cred că le știu pe toate, care au răspunsurile vieții, care cred că știu Scriptura din scoarță în scoarță și ei nu mai au nevoie să învețe. Hopă, mie îmi spui, eu știu versetele. Oamenii mândri, dragul meu, ca să umblăm cu Dumnezeu trebuie să ne smerim, pentru că în smerenie știi ce facem? Îl recunoaștem pe El în control, îl recunoaștem pe El stăpân, îl recunoaștem pe El ca Tatăl, îl recunoaștem pe El că știe toate lucrurile. Haideți să ne pocăim și de această grabă. Dorința asta de a ne grăbi, nu știu dacă la voi aici, dar e posibil ca să fie viața ta pe viteză, cum a fost și a mea. Și viața mea pe viteză s-a terminat într-o cădere fizică, trupul mi-a cedat, nu mai știam ce se întâmplă cu mine și Dumnezeu mă căuta să ani de zile înainte și îmi spunea să Nică, eu nu te împing la ruină, ia-o mai încet. Chiar dacă faci lucruri bune, dacă le faci cu exces, îți dăunează corpului tău. Și dragilor, n-a fost vorba de un păcat de curvie sau de un păcat financiar sau de un păcat în mărturia mea. A fost vorba de faptul că pentru mine somnul era opțional. Adică îmi refuzam somnul ca să merg în misiune. Și a venit factura și am început să strig, Doamne, Satana! Și Domnul a zis, nu, Sănică, Satana și-a făcut treaba, te-a ispitit. Tu ai dat curs ispitirii și nu te-ai odihnit, pentru că corpul ăsta al tău este creat de mine ca să funcționeze cu... Nu cu Red Bull, nu cu Hell, cu odihnă. Știți că odihnă este cel mai bun medicament? Dumnezeu ne-a dat odihnă. Și știi ce în odihnă ce recunoști? Când pui genunchiul seara jos la pat, noi avem obiceiul ăsta, știi? Doamne, îți mulțumesc pentru ziua, eu mă culc. Dar știu că Tu ești în controlul lucrurilor. Știi ce recunoști când pui piciorul jos și te culci? Că ești limitat. Dar stânca lui Israel nu doarme, nici nu dormitează. Dumnezeul nostru veghează permanent. Îți recunoști micimea, îți recunoști omenia și îl recunoști pe El în control. Wow! Sunt trei lucruri care le avem de făcut. După aceea vom trece la rugăciune. Dar vreau să le rememorăm un pic care sunt piedicile în care a vindecării. Poate Dumnezeu ți-a vorbit măcar una în seara asta. Ignoranța față de cuvântul lui Dumnezeu. Necredința, păcatul nemărturisit, neiertarea altora, implicarea în ocult, un ochi critic, o gură slobodă care vorbește ușor în chip ușuratic, mânia omului, lipsa exemplului personal, blestemul autoimpus, nemulțumirea sau cârtirea, dorința de a fi în control, graba și mândria. Spunea cineva că trăim în România și asta ne ocupă tot timpul. Ce timp să mai am pentru biserică? Vreau să vă felicit personal că în seara asta ați ales să veniți la casa lui Dumnezeu, cum se zice aici, în biserică, să fim împărtășie unii cu alții. Pentru că prin asta știți și recunoaștem, Doamne, zilele nu sunt ale noastre, sunt ale Tale. E interesant că Dumnezeu în Biblie vorbește de principiul zecielii și oamenii se gândesc doar la bani. Dar principiul zeciuielii se aplică în toate. Biblia spune despre Avram, modelul nostru, tatăl tuturor celor credincioși, că a dat zeciuială din toate. Adică vreau să te întreb, tu dai zeciuială din timpul tău lui Dumnezeu? Dar am crezut că timpul e al meu. Timpul e un cadou. Ce înseamnă 10% din 24 de ore? 2 ore și 40 de minute, ori 7 zile. Eu am luat numai 3 și 4, slavă Domnului că profesoara era din Moldova și mai treceam și eu cu un 5 și cu 6. Dragul meu, Biblia spune așa că avem 3 lucruri de făcut, 3 lucruri bune. 1. Primește cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 107 de la 19 la 20 ne dă cheia. Ce să facem ca aceste piedici din calea vindecării fizice, sufletești, mentale să fie înlăturate? Dacă îmi pui, te rog, Psalmul 107 de la 19 la 20. Citim împreună. Atunci... În strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit, a trimis cuvântul său și i-a tămăduit și i-a scos din groapă.
Primul lucru care trebuie să-l facem ca aceste piedici să fie date la o parte din calea vindecării este să conectăm cu Domnul. Te rog frumos, fă-ți rost de semnal și să faci rost de semnale ușor. Strigă către Domnul! Amin? Vedeți că nu zice aici să vorbim cu El, zice să strigăm. E una să vorbești și altă frecvență când strigi. Când strigi, eu am văzut o mamă odată care mergea cu copiii pe la semafor, acolo și unul din copii a țâșnit. Și credeți-mă, o cunosc, e o mamă foarte calmă. E așa ardeleancă așezată. Omule, când a ieșit fata în stradă, nu știu, s-a transformat în altceva. A început să strige și cum a alergat, a prins o viteză și a... Cu alte cuvinte, trebuie să existe elementul de disperare în strigătul tău. Pentru că dacă nu există, dacă vii la Dumnezeu și vorbești doar pompos și elogios, aia nu e rugăciune, aia este, îl informezi pe Dumnezeu despre necazul tău. Biblia spune, strigă către Domnul. Un orb era acolo pe drumul Ierihonului și la un moment dat a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Și strigătul acestui orb l-a oprit pe Domnul Hristos. S-a dus la el și a zis, ce vrei să-ți fac? Cred că de multe ori nu avem, pentru că nu știm să strigăm către Domnul. Ne e frică de ce zic alții de lângă noi, ce părere are vecinul dacă mă aude că strig cu disperare. Dragul meu, dacă ai o problemă, strigă cu disperare la Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te audă. Amin? Primul lucru, strigă către Domnul. Al doilea lucru, smerește-te. 1 Samuel 12 cu 24. Temeți-vă numai de Domnul, slujiți-i cu credincioșie din toată inima și veți vedea ce putere va desfășura El printre voi. Smeriți-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu. Vino și recunoaște, Doamne, nu am soluții ca tată. N-am soluții ca mamă, sincer, am epuizat soluțiile. Nu mai am ce să fac, Doamne. Atunci Dumnezeu intervine când îți recunoști finalul, când ai ajuns la capătul sforii, cum se zice. Când ai ajuns la capătul soluțiilor, le-ai încercat pe toate, dar de ce să nu-L chem pe El ca primă soluție? Strigă către Domnul și ascultă. Strigă către Domnul, smerește-te sub mâna cea tare al Dumnezeu și ascultă. Exod 15 cu 26, El a zis. Și ăsta e un verset care aș vrea să-l citim toți împreună, pentru că aici este o cheie a vindecării. Dragii mei, am studiat câte un pic despre vindecare din Biblie, sunt convins că și voi. Și toate, cam toate textele care eu le-am găsit și am găsit destul de multe despre vindecare, sunt legate de ceva. Ascultare. Deci undeva, cu alte cuvinte, pe traseul meu, eu n-am ascultat, am ignorat cuvântul Domnului și aia a permis diavolului ușă deschisă care m-a betegit. Undeva. El a zis, citim împreună, dacă vei asculta cu luare aminte glasul Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei găsi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Lasă versetul, te rog. De cele mai multe ori citim doar ultima parte. Eu sunt Domnul, Dumnezeu e Dumnezeu care vindecă, dar nimeni nu ne înștiințează responsabilitățile noastre. Dacă vei asculta, dacă îți vei pleca inima, spune cartea Proverbe, fiule, dacă vei asculta și vei lua aminte la cuvintele mele, dacă îți vei pleca inima, dacă îți vei smeri inima, mi-aduc aminte de regele Iosia, spune Scriptura, la 16 ani au găsit cartea legii, de 400 de ani nu mai citiseră legea evrei, de 400 de ani din timpul lui Samuel. Pentru că în timpul lui Solomon s-a rupt împărăția în 10 și 2 bucăți și n-au mai citit legea. Și au citit cartea legii, adică cuvântul lui Dumnezeu înaintea împăratului, și tânărul ăsta împărat la 16 ani și-a rupt hainele. Și când a auzit cuvântul lui Dumnezeu și spune acolo Scriptura, pentru că ți s-a înmuiat inima când ai auzit cuvântul meu, pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că ți s-a mișcat inima și ai ascultat și te-ai smerit, eu voi lucra. Când auzi Biblia predicată, dragul meu, de la Amvon, ce este în tine, plictiseală? Sau se mișcă ceva înăuntru tău și zici, Doamne, cuvântul ăsta e pentru mine? Dacă vei asculta, cu luare aminte. Vedeți că Biblia nu implică o ascultare pasageră. Dacă în Gara de Nord, trenul spre Timișoara sau spre Oradea va pleca la așa, am auzit ceva cu un tren care va pleca. Nu, nu, Biblia implică o ascultare din oprire. Opriți-vă să știți că eu sunt Dumnezeu și luați aminte. Nu știu cum sunteți voi, dar eu nu pot asculta soția din viteză.
când vorbim, trebuie să mă opresc, să mă uit în ochii ei, la toată configurația feței ei, să o văd, să o ascult bine. Pentru că poate să fie o ascultare pasivă și una activă, dragul meu. De cele mai multe ori, noi exersăm ascultarea pasivă. Se întâmplă câteodată și la biserică, dai din cap, dar tu ești plecat deja. La meciul de fotbal, la ciorba de după, la grătar cu prietenii, tu nu ești aici. Dar ce ar fi ca cu Dumnezeul nostru să nu facem la fel? Că Biblia spune, dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău. Vreau să te întreb, unde e glasul Domnului Dumnezeului tău? Aici este glasul Domnului Dumnezeului meu. Dar nu poți să asculți dacă nu te duci în fiecare zi să te întâlnești cu El și să-L lași să-ți vorbească. Pentru că vindecarea ta ține exact de cartea asta. Proverbe 4:20-22. Dacă poți să-mi pui Proverbe 4:20-22, ăsta e versetul care m-a vindecat în 2017. Vă spuneam că atunci am avut o cădere fizică, trupul meu mi-a cedat de la atâta lipsă de somn, 20 de ani de misiune fără masaje și fără, da, lipsă de somn, greutăți, nu contează, Dumnezeu să-și ia slava, dar eu nu mi-am făcut partea, eu nu m-am odihnit, eu am trecut peste odihnă și am plătit factura. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Următorul verset, împreună cu mine. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, de ochii tăi. Cu alte cuvinte, să le ai toată ziua în fața ochilor tăi. Păstrează-le în fundul inimii tale. Nu aici, doar în conștient, ci în subconștient. Știi cum cocobar acolo? Gândindu-te și meditând la ele. Următorul verset. Citim împreună. Că cele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Wow! Și ce am făcut? Am luat acest verset și de 3 ori pe zi luam ca și medicamentele, la îndemnul unui frate. Și mă duceam înaintea Domnului și spuneam, Tată, cuvintele tale sunt viață pentru mine, sănătate pentru tot trupul meu. Și în fiecare zi începeam să mă întăresc. Și în fiecare zi mă uitam, ia să văd ce mai îmi vorbește cuvântul Domnului, mie personal, nu ce să predic altora. Oameni buni, eu am nevoie de Hristos pentru că eu sunt o oaie. Nu contează funcția care o exercit în biserică. Eu sunt în raport cu el o oiță care am nevoie de păstorul cel bun. În după masa asta, îmi doresc mult de tot, credeți-mă, m-am zbătut mult să fac mesajul ăsta. M-am luptat mult să-l fac, am avut multe atacuri, credeți-mă, săptămâna asta. Atacuri spirituale, fizice, n-are rost să vă povestesc. Am simțit cum diavolul mă atacă din toate părțile. Pentru că știu că e foarte furios. Pentru că dacă noi învățăm să îndepărtăm piedicele din calea vindecării, poporul Domnului va fi vindecat și tămăduit. Dar noi avem o parte de făcut. Prima parte este să chemăm numele Domnului. A doua este să ascultăm cuvântul Lui și să ne smerim, împlinindu-L. Pentru că degeaba citești Biblia și pleci tot cum ai fost făcând pe deșteptul. Când citești Biblia, El spune, trebuie să ne întoarcem, pocăința adevărată, dragii mei, nu-i că îi spui, Tată, iartă-mă și mâine fac din nou. Cine își mărturisește păcatele și se întoarce, asta e pocăința. Pocăința, în cuvântul original, în ebraică, înseamnă întoarcerea de la căile mele, de la standardele mele, de la filozofia mea de viață, la filozofia lui Dumnezeu, a împărăției lui Dumnezeu. Cuvântul în ebraică e întoarcere, cuvântul în greacă e metanoia, adică schimbarea minții, ele se completează. Schimbă-ți mintea și întoarce-te. Omule, dacă ai mers atât de mult pe drumul ăsta și ai aceleași rezultate, spunea un proverb american sau englezez, nu știu. Zice, faci mereu aceleași lucruri și aștepți rezultate diferite, înseamnă că ești nebun. Nu ai cum. Mergi prima zi, vezi o groapă, dai în ea. Mergi a doua zi, vezi o groapă, dai în ea. Mergi a treia zi, vezi o groapă, dai în ea. Și deodată te trezești și zici, stai un pic, Dumnezeu mă cheamă să fac altceva, e alt traseu. A patra zi o vezi și o colești. Haideți să ne plecăm urechea, să ascultăm cuvântul Domnului. Ce ți-a vorbit cuvântul Domnului în seara asta ție? Nu ce ți-ai scris ca să-i transmiți nu știu cui, și aia e bine. Dar ce ți-a vorbit cuvântul Domnului personal ție? Ai lucruri unde trebuie să îmbunătățești viața ta? Ai lucruri de la care să te întorci? Ai făcut poate 10, 15, 20 de ani, îmi spunea cineva, bă, m-am săturat, am încercat și i-am dat cu Biblia în cap și nicio schimbare. Dar ți-a zis Dumnezeu să dai cu Biblia în cap? Dumnezeu nu ți-a zis să dai, să dă-ți ție cu Biblia în cap. Pune-ți ție Biblia aici. Știți că evrei la propriu, ei pun cuvântul lui Dumnezeu între ochi. Am stat lângă un evreu de ăsta ortodox, ultra-ortodox în avion,
Doamne, ce am pățit 6 ore, nu m-am putut duce la toaletă, eram disperat. Că până nu și-a făcut toate rugăciunile și a pus cutiuța aici cu poruncile lui Moise și a legat pe mână curelușa cu porunci și a început acolo să se roage și mă gândeam, Doamne, izbăvește-l pe ăsta, scapă-mă de aici. Biblia spune să fie în fața ochilor tăi poruncile Domnului, mergi prin oraș, ești în viața de zi cu zi, poți să vezi cu ochiul minții ce scrie Dumnezeu. Fiule, ferește-ți gura de lucruri înșelătoare. Ai grijă la dezmierdările altuia. Ai grijă la complimente, peste complimente, că s-ar putea să fie o cursă. Vezi cuvântul Domnului scris în ochiul minții tale, te gândești la el, meditezi la el. Ascultă, dacă vei asculta, atunci eu sunt Domnul care te vindecă. Ascultarea, dragii mei, este cheia pentru vindecare. E cel mai scurt drum spre vindecare. Când te smerești și zici, Doamne, iartă-mă, am multe păreri personale și mi-am făcut idol din propriile mele păreri. Idolii ăștia trebuie să dispară. Mă întorc la cuvântul tău viu și adevărat. Și chiar dacă nu simt, Doamne, aleg să iert. Chiar dacă mi-e greu să-l văd pe omul ăsta în ochi, că m-a rănit atât de mult, aleg să-l iubesc. Doamne, chiar dacă nu văd cum se vor rezolva lucrurile, aleg în seara asta să cred cuvântul tău. Doamne, sunt bolnav de atâta vreme, dar astăzi, Doamne, aleg să mă pocăiesc, să mă întorc de la căile mele rele. Și de la blestemul l-a pus peste, că uite de câte ori s-o ruga frații pentru mine și nimic. Și ăla-i tot un blestem. Pocăiește-te de ăla. Zic, Doamne, iartă-mă. Aleg și ăsta să-l mărturisesc înaintea ta. Mărturisește tot ce-ți vine în minte. David zice, Doamne, iartă-mi păcatele care le cunosc și care nu le cunosc. Se pocăia și pentru păcate care nu le-a făcut Ieremia, se pocăia pentru păcatele poporului Isaia, la fel, Doamne, iartă-ne că stau în mijlocul lui popor cu buze necurate și eu însumi am buze necurate. Îmi doresc mult de tot ca biserica Domnului să fie vindecată. Am auzit de un pastor și vreau să vă dau exemplul ăsta din America, am auzit mărturia lui. Și spunea că se ruga mult de tot ca Dumnezeu să lucreze cu semne și minuni prin el. Am spus mărturia asta ieri la școala de slujire. Și nu se întâmpla nimic și s-a tot rugat și s-a tot rugat și a zis, Doamne, care e problema? Vreau să mă pocăiesc. Și Domnul i-a zis, îți critici prea mult soția. Și un ochi critic, un ochi rău, nu este din împărăția mea. Și s-a întors la Domnul și a zis, Doamne, iartă-mă. Iartă-mă, iartă-mă, ai dreptate. Soția asta este un cadou pentru mine și tot ce am văzut au fost doar punctele rele în ea, doar minusurile. Niciodată n-am complimentat-o pentru plusurile care le-a adus relații noastre. Următoarea duminică, Dumnezeu a început să toarne, să lucreze cu semne și minuni. Doar pentru că a făcut acest singur mic lucru, zicem noi, nu și-a mai criticat partenera de viață. Tu de ce judeci? Te crezi mai bun? Atunci când judești, te pui pe tron și zici, eu sunt judecătorul, eu sunt standardul. Biblia zice, nu judecați ca să nu fiți, căci cu ce măsură veți judeca? Odată îl judecam pe unul. Stăteam și în mintea mea îl judecam. Cum poate face și voi cu mine, nu știu. Și la un moment dat simt așa o bătaie pe umăr. Prietenul, da, Doamne, dă și mie solnița aia cu care l-ai judecat pe la casă, să-ți dau și eu ție. Dar, Doamne, de eu nu vreau. Asta, eu n-am făcut-o, am făcut-o doar așa ca să-l evaluez. Evaluează-te întâi pe tine. Evaluează-te întâi pe tine. În seara asta vreau să facem rugăciune, cum am promis și cum am vorbit cu pastorul Tibi, care ne-a transmis dimineață prin pastorul Florin, cu ungerea, cu un de lemn, pentru eliberare, pentru vindecare, pentru mărturisire. Dacă ai, vino și mărturisește aici, nimeni nu o să-ți spună păcatul tău în fața bisericii, spune-l înaintea lui Dumnezeu, dar vino și cere să fii vindecat. Poate că ai un singur păcat, că n-ai ascultat cuvântul Domnului și e de ajuns. Nu uita, vindecarea e legată de ascultare. Dacă vei asculta de glasul Domnului, atunci eu, Domnul, sunt Domnul care te vindecă și trimit cuvântul meu și te va vindeca. Nu uita că modul prin care ne vindecă Domnul este cuvântul. Asta este instrumentul lui principal. Ai primit cuvântul în seara asta? Eu așa mă rog. Dacă v-am dezamăgit cu predica asta, îmi pare rău. Dar asta e ceea ce Dumnezeu mi-a dat. El vrea o biserică liberă, o biserică eliberată,
oameni mulțumitori, oameni plini de bucurie, oameni plini de Duhul Sfânt, oameni fericiți, oameni care nu se mai plâng în fiecare zi de nimicurile vieții, ci care au ochii pe veșnicie, oameni care sunt plini de puterea lui Dumnezeu, pentru că puterea lui care se numește mare lucrează în tine și în mine, dar trebuie să-l lași să mărturisești acele lucruri care sunt între tine și el. Haideți să ne rugăm, haideți să ne ridicăm. Căci, Doamne, numai harul Tău ne mântuiește. Numai harul Tău mă mântuiește. Doar prin har sunt astăzi cine sunt. Numai harul Tău mă ține-n toate. Harul Tău, Iisus, îmi e îndeajuns. Numai harul Tău. Numai harul Tău mă mântuiește. Doar prin har sunt astăzi cine sunt. Numai harul Tău mă ține-n toate. Harul Tău, Iisus, îmi e îndeajuns. Tata te iubește, să știi. Și în seara asta vrea să pleci liber de aici. Liber de minciunile în care diavolul te-a ținut ani de zile. Liber de mândrie. Liber de ocult. Liber de frică. Liber de stres. Liber de dorința de a fi în control. Aruncă-i-le pe toate. Aruncă toate grijile tale în mâinile lui. Și el însuși se va îngriji de ele. În timp ce echipa de laudă o să ne conducă într-un cântec de închinare, vă așteptăm în față pentru rugăciune. Pentru cei care n-aveți nevoie de rugăciune sau, eu știu, sunteți ok, luați loc și rugați-vă împreună cu noi pentru cei care au nevoie de liberare. Dragii mei, cer care să o iasă în față aici. Nu înseamnă că au probleme și cei care stau pe scaun n-au probleme. Cei care o să iasă în față înseamnă că au conștientizat problema și strigă către Domnul. Deci te rog frumos, dacă rămâi pe scaun, susține-ne în rugăciune. Avem nevoie de toată biserica, de toate vocile, de tot strigătul către Împăratul Împăraților, Tatăl nostru, ca să fim eliberați. Dimineață cineva și-a predat viața în mâna Domnului. Altă soră a venit aici și a zis, data trecută, după 4 ani, Dumnezeu m-a vindecat la o rugăciune simplă. Azi am venit să-i dau și ultima problemă Domnului. Aleluia! Asta e atitudinea, El poate! Zic, dar credeți că... Cred! Dumnezeu zice în cuvântul Lui, eu mă aliniez cuvântul Lui. Aleluia! Domnul să te binecuvânteze și să te prospere. Domnul să-ți dea viață și nădejde. Domnul să-ți deschidă ochii, să vezi lucrurile Lui și oportunitățile care El ți le pune în viață. Domnul să-ți deschidă ușile Lui și să nu te lase la mâna vrăjmașilor. Domnul să facă din copiii tăi cap și nu coadă, să facă liderii ai împărăției. Domnul să te binecuvânteze și să te dezlege de orice legătură și blestem generațional care a fost pus peste tine. Domnul să te întărească și să-ți dea nădejde și să crești din putere în putere și să mergi din slavă în slavă. Iisus să fie binecuvântat. Tată, în numele Tău am cerut și binecuvântăm poporul Tău. Amin.